Hoții nu se mai tem de poliție, dar nu mai au frică nici de Dumnezeu. Un individ a fost filmat în timp ce le fură enoriașilor bunurile în mijlocul bisericii. Totul se întâmplă într-un lăcaș de cult din centrul capitalei, aflat la 2 pași de poliția locală. Autorul n-a fost încă prins. Aceste imagini au fost filmate în urmă cu câteva zile în Biserica Sfântul Anton din centrul vechi al capitalei, un lăcaș de cult frecventat atât de credincioși cât și de turiști. Pe filmare se vede cum o femeie care stătea la coadă să cumpere lumânări rămâne într-o secundă fără telefon mobil. Individul îi bagă mâna în buzunar, ia telefonul și se face nevăzut. La ora 16:15 am ajuns la Biserica la Sfântul Anton. La ora 16:30 am constatat că nu mai aveam, la 16:40 am constatat că nu mai aveam telefonul. Telefonul deja era închis. Angajații spun că biserica este vizitată des de hoți și că dispar și obiecte bisericești. La ora 11 și ceva, același individ a mai furat un telefon. Și dacă hoții au demonstrat că nu au frică de Dumnezeu, faptele lor arată că nu se tem nici de lege. La doar câțiva pași de biserică se află sediul poliției locale și la doar câteva minute de mers pe jos se află secția Centrul Vechi a Poliției Capitalei. Femeia păgubită a depus o plângere la secția Centrul Vechi a Poliției Capitalei. Agenții îl caută acum pe autor. Sunt efectuate cercetări în vederea identificării și depistării persoanei bănuite de comiterea acestei fapte. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Dacă va fi găsit, autorul riscă să stea în spatele gratilor de la 6 luni până la 3 ani. Nu este prima oară când hoții dau lovitura în Casa Domnului. La Bacău, la începutul anului, au furat peste 30.000 de lei din cutia milei.